Când domnul Krabs este acuzat că a furat coroana regelui Neptun, SpongeBob și Patrick trebuie să pornească într-o călătorie periculoasă către Shell City, confruntându-se cu pești abisali uriași cu armata de zombi a lui Plankton. Astăzi voi povesti pe scurt acțiunea filmului din 2004, Burețelul Bob și coroana regelui Neptun. În mijlocul oceanului, un grup de pirați navighează prin apele adânci când unul dintre membrii echipajului se întoarce cu un cufăr al unei comori. Dornic să afle ce au jefuit, capitanul deschide cufărul și găsește ceva mai bun decât o comoară, și anume 10 de bilete pentru a vedea filmul SpongeBob SquarePants la cinematograf. Entuziasmați, pirații încep să petreacă în timp ce navighează spre cel mai apropiat cinematograf, provocând multă agitație până când toată lumea este așezată pe scaune și filmul începe. În Bikini Bottom, domnul Krabs este pe cale să deschidă a doua locație, Krusty Krab, și pentru a face acest lucru va numi pe unul dintre angajații săi manager pentru a se ocupa de un restaurant, în timp ce el se ocupă de celălalt. În ziua marii deschideri, ceasul deșteptător sună și SpongeBob se trezește încrezător că va fi promovat, deoarece a primit premiul angajatului lunii de 374 de ori la rând. Entuziasmat, buretele de mare își face ritualul de igienă și își pune cele mai bune haine pentru ceremonie, dar înainte de a pleca decide să-l viseze pe Squidward pentru a-i mulțumi pentru timpul în care au lucrat împreună. Deoarece Squidward este încă în duș, morocănoasa caracață îl alungă pe SpongeBob făcându-l să cadă lângă casa lui Patrick. Fericit pentru prietenul său, steaua de mare îl felicită pentru promovarea sa iminentă și invită după ceremonie să meargă să sărbătorească pe vasul cu înghețată Goofy Goober. Nerăbdător pentru o petrecere, prietenii se îmbracă în costumul de alună și încep să cânte melodia tematică a magazinului de înghețată, dar deoarece a întârziat pentru deschidere, SpongeBob îl lasă în urmă pe Patrick și aleargă spre Krusty Krab. Pe cealaltă parte a străzii, Plankton vede ceremonia care are loc și este plin de invidie pentru că în timp ce domnul Krabs este intervievat de toate posturile de televiziune, el nu a primit niciodată un singur client în restaurantul său. Frustrat, Plankton se plânge că niciunul dintre planurile sale de a vura rețeta Krabby Patty nu a funcționat până acum, dar Karen, ospătărița sa robotă, îi amintește că nu a încercat niciodată planul Z căutând în sertarul său. Plankton găsește dosarul cu ultimul proiect și este impresionat de cât de bun este. Entuziasmat, răufăcătorul iese din restaurant și începe să se bucure la gândul că are o modalitate de a obține rețeta secretă a Krabby Patty, dar pentru că este neatent în mijlocul străzii ajunge să fie călcat de SpongeBob. Simțind ceva lipit de pantoful său, bucătarul de la Krusty Krab începe să-și frece picioarele de asfalt, sfârtecând pielea lui Plankton pe jos. După ce își cere scuze proprietarului de la găleata cu scoici, buretele de mare continuă să meargă spre petrecerea de deschidere, unde domnul Krabs decide să înceapă prin a anunța cine va fi noul manager. Înainte de a-l arăta pe promovat, crustaceul face o mică pauză până când în cele din urmă dezvăluie că noul său manager va fi Squidward, dar SpongeBob era atât de încrezător că nici măcar nu-i acordă atenție și aleargă direct pe scenă, începându-și discursul de mulțumire și făcându-se de râs în fața întregului Bikini Bottom. Realizând confuzia, domnul Krabs merge pe scenă și îi spune că deși este un angajat grozav, SpongeBob este încă prea imatur pentru a prelua conducerea unui restaurant extrem de trist. SpongeBob părăsește ceremonia, iar Patrick sosește curând să-și felicite prietenul, dar pierde controlul pantalonilor planor și lovește afișul cu Squidward, distrugând scena și încheiind inaugurarea. Când noaptea se lasă, Plankton decide să-și pună planul la aplicare și merge direct la castelul regelui Neptun, unde monarhul inițiază un proces regal pentru a-l condamna pe oficialul său la 20 de ani întemniță pentru infracțiunea de atingere a coroanei, dar prințesa Mindy consideră asta ridicol și decide să elibereze muncitorul, declanșând o ceartă între tată și fică. Pentru a vorbi în particular, regele Neptun își alungă supușii și scoate coroana pentru a discuta despre responsabilitățile pe care trebuie să le aibă un monarh, oferind o ocazie perfectă pentru Plankton de a fura obiectul și a scăpa neobservat. Între timp, SpongeBob este în restaurantul de înghețată, plângând când Patrick vine să-i țină companie, dar în loc să sărbătorească cum era planificat, cei doi își petrec seara înghițind mai multe porții ale Goodberry Triple Soundy pentru a-și uita necazurile. A doua zi dimineață, SpongeBob se trezește mahmur și merge direct la serviciu să vorbească cu șeful său, dar chiar înainte de a ajunge acolo, Neptun vizitează Krusty Krab în căutarul lui Eugene Krabs, care, după spusele lui, este responsabil pentru furtul coroanei sale. Confuz, proprietarul restaurantului susține că este nevinovat, dar în timp ce încearcă să nege, Plankton sună la restaurant cu o voce distorsionată și începe să-i mulțumească pentru vânzarea coroanei, spunând că a vândut-o unui tip în Shell City. Furios, Neptun își aprinde tridentul și se pregătește să facă crab prăjit, dar SpongeBob ajunge în ultimul moment și spune că are câteva lucruri de spus despre șeful său. Foarte supărat, buretele în stare de ebrietate spune că merita slujba și începe să-l ofenseze pe șef, spunând că este suficient de matur și arătându-și limba imediat după. După răbufnire, regele Neptun decide să continue cu pedeapsa lui Mr. Krabs și trage un fulger din tridentul său, prăjindu-l pe crab. Pentru a stinge focul, Eugen sare într-un vas
cu apă, dar Neptun nu este încă mulțumit și încearcă să-l transforme din nou în grătar, forțându-l pe SpongeBob să-și apere șeful. Când află despre furt, bucătarul Krusty Krab spune că este prea mult să elimine pe cineva pentru o coroană. Neptun decide să-și arate capul lucios, Kel, aproape orbind ochii mulțimii și SpongeBob, care în sfârșit înțelege de ce își dorește atât de mult obiectul înapoi. Cu acestea, micul om galben vrea să-și salveze șeful și se oferă să meargă personal în Shell City pentru a recupera coroana, dar Neptun nu are încredere în Burete să îndeplinească misiunea și spune că este doar un băiat și dezvăluie că nimeni nu a reușit vreodată să se întoarcă viu de acolo. Cu tatăl său pe punctul de a-i prăji pe amândoi, Mindy coboară din trăsură și reușește să-l convingă pe Neptun să îi acorde lui SpongeBob un vot de încredere, oferindu-i 6 zile să se întoarcă coroana, dar înghețându-l pe Eugene pentru a se asigura că nu va fugi până când termenul expiră. Înainte de a pleca cu tatăl său, Mindy merge la Patrick și vorbește despre unul dintre pericolele pe care le vor întâlni. Apoi înmânează o pungă de vânt stocat pentru a se putea întoarce după ce vor recupera coroana. După plecarea fetei, SpongeBob îl duce pe Patrick în garajul restaurantului și arată Petty Wagon, un vehicul făcut în întregime din hamburger pe care Mr. Krabs planificase să-l folosească în scopuri promoționale. Cu mașina comestibilă, cei doi pornesc spre Shell City, lăsându-l pe Eugene complet singur și înghețat în restaurant. Fără ca nimeni să-l oprească, Plankton invadează Krusty Krab și fură formula secretă chiar în fața lui Mr. Krabs, care poate doar să plângă cu lacrimi de gheață când își vede rivalul luând secretul succesului său. După ce conduc o vreme, cei doi ajung la ultima benzinărie din Bikini Bottom și cer să li se alimenteze Petty Wagon, iar cei doi țărani care lucreau acolo încep să ia în râs, numindu-i copii inutili și întrebându-i dacă vor ketchup sau muștar pe post de combustibil. Ofensat, SpongeBob răspunde că sunt bărbați și că vor lua coroana lui Neptun din Shell City, dar deoarece știu că un ciclop monstruos locuiește acolo, pe și încep să râdă și spun că nu vor supraviețui 10 secunde după ce trec de graniță. Dorind să le dovedească că greșesc, SpongeBob decide să meargă înainte și trece linia care marchează Bikini Bottom, dar sunt jefuiți la câțiva metri în față, unde un infractor fură Petty Wagon. Curios, Patrick întreabă câte secunde au trecut și unul dintre pești răspunde că au trecut 12 secunde, făcând perechea de fan Goofy Goober să se simtă victorioasă și să înceapă să râdă de muncitorii de la țară. În Bikini Bottom, toți peștii încep să frecventeze Chum Bucket, care acum vinde iubitul Krabby Patty, atrăgând atenția posturilor de știri, care sunt curioase să afle cum a obținut Plankton formula, dar evident el nu spune adevărul și profită de ocazie pentru a face mai multă dramă, spunând că domnul Krabs a lăsat secretul burgerilor ca moștenire. Pentru a atrage și mai mulți clienți, Plankton profită de ocazie pentru a-și face publicitate și anunță că va oferi o găleată drept cadou gratuit pentru oricine cumpără Krabby Patty, oferind accesorul clienților care nu au nicio idee că este parte a planului său de a cuceri lumea. Entuziasmat, monstrulețul merge în bucătărie și sărbătorește faptul că acum nimeni nu-l poate opri, dar Carol avertizează că SpongeBob și Patrick ar putea să recupereze coroana și să o ducă lui Neptun, permițând regelui să-i găsească amprentele pe obiect și în cele din urmă să descopere întregul său plan. Extrem de încrezător, Plankton spune că planul Z a prevăzut deja că ceva de genul acesta s-ar putea întâmpla și de aceea a angajat un vânător de recompense numit Dennis să se ocupe de cei doi bufoni. Fără să știe că sunt vânați, cei doi își petrec întreaga zi plimbându-se până când găsesc un indicator care anunță că mai au 5 zile până în Shell City. Cu toate acestea, deoarece acest termen este valabil pentru mașină, trebuie să recupereze vehiculul dacă vor să ajungă la timp. Printr-o coincidență, perechea găsește vehiculul la câțiva metri în față, parcat în fața unui bar de rocker, dar deoarece cheia nu este în contact, Patrick plănuiește să distragă mulțimea în timp ce Bob recuperează cheia spatoală de la peștii care i-au jefuit. Plin de tupeu, steluța de mare intră în bar și cere un minut de atenție din partea tuturor, ceea ce determină infractorii să se adune în jurul lui, dar chiar în momentul în care SpongeBob este pe punctul de a recupera cheia, Patrick întreabă doar unde este baia și pleacă, punând capăt distragerii și făcându-i pe peștii hoți să observe furtul. Pentru a-și masca prezența, Buretele jenat pretinde că își caută lentila de contact și aleargă la baie, unde începe o luptă cu prietenul său pentru că și-a murdărit mâinile. Când încearcă să le curețe, descoperă că sticla de săpun lichid este spartă și face bule de săpun fără oprire, permițându-le să se joace făcând bule nesfârșite. Dar una dintre bulele de săpun scapă și ajunge în mijlocul barului, unde răufăcătorul își amintește de regula care spune că oricine face bule de săpun va fi bătut până la epuizare. Speriați, prietenii spar toate bulele de săpun și încearcă să iasă pe furiș, dar unul dintre infractori observă prezența lor și le ordonă tuturor să formeze o linie. Cu toții pe poziții, peștele mutante îi cere DJ-ul să pună înregistrarea Goofy Goober, afirmând că cel care a spart bulele este un băiețel care nu va putea rezista dorinței de a cânta melodia. Cu mare efort, cei doi reușesc să-și stăpânească dorința pentru primele câteva secunde, dar dorința devine tot mai puternică până când sunt pe punctul de a ceda, dar în acel moment o pereche de siamezi de lângă ei nu mai pot suporta și încep să cânte melodia amuzantă a lunelor, luând vina asupra lor. În mijlocul confuziei, doul reușește să obțină cheia spatoală și să iasă în secret din bar, recuperând mașina pentru a-și continua călătoria. A doua zi dimineață, Squidward iese la o plimbare și își dă seama
seama că toată lumea poartă găleata pe cap. După ce află de vânzarea Krabby Patties, merge la Plankton să obțină niște răspunsuri, acuzându-l că a furat coroana regiului Neptun și restul. Plankton refuză să lase pe cineva să-i strice planurile și dezvăluie ultima sa carte din mânecă, control asupra creierului. Într-un în care apasă un buton pe Karen, gălețile înghit capetele oamenilor și încep să-i controleze, transformându-i pe toți în zombi care o prind într-un colț pe caracatiță. Fără să știe că orașul a fost cucerit, SpongeBob și Patrick continuă să conducă până când ajung pe o șosea plină de schelete, dar deoarece sunt două ființe proaste, niciunul dintre ei nu realizează grămadă de trupuri din jur. La câțiva kilometri distanță văd un semn pentru înghețată gratuită și decid să oprească pentru a se răcori. În entuziasmul său, SpongeBob aleargă la teșghea și comandă un sand dublu, dar când încearcă să ia înghețata, își dă seama că bolul este lipit în mâinile doamnei. Brusc pământul începe să clatine și cortina se prăbușește complet, dezvăluind că vânzătoarea era de fapt limba unui pește colosal care începe să urmărească cu picioarele scurte. Aproape de a fi prins, SpongeBob își dă seama că se apropie de prăpaste și îi spune lui Patrick să sară din mașină, lăsând peștele să cadă singur în abis și să devoreze vehiculul hamburger. Dar el să înceapă măcar căderea, creatura este înghițită de un țipar colosal care apare din prăpastie. Uluițe din mestea monstrui, cei doi recunosc în cele din urmă că sunt doar copii și rămân acolo privind abisul fără curajul de a continua. Dar apare Mindy și le spune despre ce s-a întâmplat în Bikini Bottom, lăsându-i pe cei doi cu responsabilitatea și salva toți prietenii. Cu toate acestea, niciunul dintre ei nu se simte în stare să meargă mai departe, iar Mindy decide să ia măsuri drastice. Îi păcălește prezizând că folosește magia sa de sirenă pentru a-i transforma în bărbați. Cu mustață nouă din alge marine, noi eroi se simt încrezători să-și continue călătoria și să sară pe stâncă fără griji, dar din fericire, o liană le încetinește căderea și le permite să aterizeze în siguranță. Simțindu-se invincibil, buretele și steaua traversează canionul, trecând pe lângă mai multe creaturi abisale, precum și sărind prin vulcanii submarini ca și cum ar fi trampoline, ajungând neatinși pe partea cealaltă ca prin minune. Dar Dennis este deja în fața lor și îi așteaptă. Foarte curajoși, cei doi râd în fața mercenarului, spunând că acum sunt bărbați și nimic nu-i va putea opri, dar Dennis nu găsește nimic amuzant și le smulge cu ușurință algele de pe față, făcându-i să-și dea seama că mustățele lor erau false. Paralizați de frică, cei doi privesc cum Dennis se pregătește să-i calce în picioare. Cu toate acestea, în ultim moment, apare o cizmă chiar mai mare și le zdrobește pe vânătorul de recompense. Ușurat, SpongeBob încearcă să mulțumească cizmei pentru că i-a salvat, dar își dau repede seama că pantoful aparține unui scafandru, ceea ce înseamnă că se confruntă cu omul cunoscut sub numele de Ciclopul din Shell City. Speriați, prietenii încearcă să fugă înapoi în abis, dar scafandrul reușește să-i captureze cu ușurință, plasându-i într-un acvariu din magazinul său pescăresc. În momentul în care se trezesc, Bob și Patrick văd mai mulți alți pești în jur și încearcă să ceară informații, dar își dau repede seama că toată lumea a fost complet exterminată. În acel moment, scafandrul apare și îi scoate din acvariu, punându-i să se deshidrateze în fața unei lămpi superputernice. Incapabil să se miște, cei doi pot doar să privească cum apa din corpurile lor este complet scursă, rupând chiar unul dintre brațele buretelui care este total uscat. În ultimele lor momente, fanii Goofy, Goober se plâng că au ieșuat în misiunea lor, dar Patrick vede coroana regelui Neptun pe o pernă și sunt fericiți că s-au apropiat atât de mult de scopul lor. Chiar dacă practic sunt deshidratați, cei doi încep să plângă și să cânte melodia rahidelor până când sunt complet uscați, dar din fericire lacrimilor se adună și se scurg pe firul aparatului de iluminat până ajung la priză, arzând becul și activând detectorul de fum. Datorită apei care începe să curgă de pe tavan, Patrick și SpongeBob revin la viață și se îndreaptă direct spre coroana lui Neptun, dar scafandrul este în apropiere și reușește să-i captureze din nou. În acel moment, întregul Shell City începe să se clatine și peștii împăiați revin la viață, începând zbunarea împotriva omului. Cu termenul limită pe cale se expire, Bob și Patrick duc coroana pe plajă și iau sacul cu vânt înapoi acasă, dar steluța de mare nu ține sacul corect, ceea ce face ca acesta să cadă în mijlocul mării. În acel moment, David Hasselhoff apare și se oferă să îi ducă înapoi acasă, dar când ajung la mijlocul drumului, Dennis reușește să îi ajungă din urmă încă sub bocancul ciclopului. În Bikini Bottom, Plankton merge la Krusty Krab și începe să-l provoace pe Eugene, spunând că astăzi e ziua cu crab prăjit. Pe ce au trecut cele 6 zile, Neptun ajunge la restaurant spunând că a venit personal să-l elimine pe domnul Krabs, dar Mindy face tot ce poate să-l păcălească pe tatăl ei, câștigând timp pentru ca prietenii să se întoarcă. Pe spatele lui Hasselhoff, Patrick se plictisește să fugă și decide să se confrunte cu vânătorul de recompense, însă Dennis îi dă o palmă care o face pe steluța de mare să zboare în călcâiul omului. Speriat, SpongeBob fuge pe spatele actorului și mercenarul continuă să încerce să îl prindă, chiar băgând cuțitul în posterul lui David, în timp ce încearcă să-și lovească ținta. Prins, SpongeBob sare pe piciorul celălalt al omului, dar asta nu este suficient pentru a scăpa și decide să încerce să-l cumpere pe Dennis cu niște cupoane de reducere de la gelateria din oraș. În mod evident, mercenarul nu acceptă și omul galben cu pantalon pătrat suflă bule care lovesc pe Dennis în ochi, orbindu-l pentru câteva secunde și făcându-l imposibil de evitat pe măsură ce Hasselhoff trece pe sub o amenințare cu pânze, făcând ca mercenarul să fie lovit puternic.
puternic. După câteva sute de metri ajung în cele din urmă la Bikini Bottom și încep secvența de lansare cu Hasselhoff deschizându-și piept pentru a trimite cu toată puterea duo-ul în adâncime. În timp ce numărătoarea inversă începe, Neptun se plictisește de Mindy și decide să o alunge din Krusty Krab, punând tridentul său în flăcări pentru a elimina în cele din urmă crabul, dar chiar în momentul în care trage, SpongeBob și Patrick sunt aruncați înăuntru și reușesc să reflecte flăcările cu coroana regiului Neptun, redirecționând focul la exact acolo unde plutește Hasselhoff. Fericit că și-ar căpătat coroana, Neptun uită de proces și Mindy apare și îi felicită, dar planul Z nu s-a încheiat încă și Plankton pune ultima găleată pe capul regiului mărilor, apoi trimite armata sa de zombi pentru a elimina pe cei trei. Complet înconjurat, SpongeBob începe să vorbească despre tot ce a pățit în călătoria lui și presupune că el este cu adevărat doar un băiat, dar mai presus de toate este un Goofy Gubă. În acel moment, buretele trezește puterile rock și începe să cânte o versiune de heavy metal a melodiei arahidelor, deblocând puteri mistice care îl transformă într-un magician super puternic, permițându-i să incinereze gălețele cu raze laser care ies din vârful chitarei lui. Complet învins de buretele rock Merlin, Plankton încearcă să scape înainte de a fi prins, dar este întâmpinat de o mulțime de fani ai muzicii heavy metal care încep să-l calce în picioare, lăsându-l mai zbărcit decât guma amestecată pe asfalt. După arestarea lui Plankton, Neptun presupune că a greșit și dezgheață trupul domnului Krabs, felicitându-l pentru că are un astfel de angajat curajos și recomandă lui Eugene să-i dea lui SpongeBob SquarePants funcția de manager.